亏了，被这个雅各学完了，有了亏了，就是受感情了。所以他都比马英公și s-a deschis în fața lui Dumnezeu și a vărsat foc cu fața lui Dumnezeu și a zis, Tată, dacă este cu putință, paharul era greu, păcatul meu, păcatul tău, era greu, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, nu cum voiesc eu și cum voiești tu. S-a dus la ucenici și ucenicii erau doboriți de întristare, au adormit. Și eu trezit și a spus, treziți-vă, nu dormiți, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și s-a dus din nou și s-a rugat. Și apoi, a treia oră, a venit un înger ca să-l întărească. Apoi, imediat, după aceea, a venit Iuda cu aprozii. Și l-a spus, pe cine căutați? Eu a spus, pe Iisus. Și el a zis, eu sunt. Și eu căzut jos. L-au luat, după aceea l-au prins. Și l-au dus la preotul cel mai de seamă, l-au bătut, l-au batjocorit, l-au dus la Pilat și de Pilat a pus să-i tragă o mamă bună de bătaie și l-a scos afară. A pus să-l bată, a plătit o cunună de spini, ce știu oamenii să facă, și a pus-o pe cap. El care era întâiul, el care a fost la creație de față și prin care s-au creat toate lucrurile, iată de data aceasta, capul lui Hristos este Dumnezeu. Și pe capul lui Hristos, noi oameni, am pus-o cu mână de spini. Iubiților, de câte ori noi păcătuim, să știți că punem o cunună de spini pe capul lui Hristos. De câte ori facem un lucru rău, să știți că noi punem o cunună de spini pe capul lui Hristos. Și nu se cade să facem așa. Așa au făcut-o romani, așa au făcut-o preoții cei mai de seamă. Dar se cuvine ca noi să ne venim în fire, să nu păcătuim, pentru că păcatele acestea sunt suferințe care au apăsat asupra Domnului Iisus. După ce i-au pus-o cu nună de spini, spinii aceștia produc o durere îngrozitoare, niște spini de vreo 3-4 inci de lung. Și i-au apăsat-o pe cap. Și nu numai atât. S-au plecat în fața lui și i-au spus plecăciune și tăteau palme. El a știut că el este păratul. El a știut că el a venit ca să-i salveze. Și iată cum este el tratat. În primul rând, el a fost abandonat, el a fost părăsit până și de Petru, care a zis că merge până la moarte cu el. Până și de ucenicul care îl iubea atât de mult a fost părăsit. De toți, a fost abandonat, a fost lăsat singur. Petru cu blestem a zis că nu-l știu, nu-l cunosc. Și nu numai că a fost lăsat singur. Iată, oamenii aceștia se pleacă în fața lui și spune plecăciune împăratului iudeilor, iar apoi îi dădeau palme. Gândiți-vă cât de greu este să faci pe cineva bine și după aceea să vezi că nu apreciază ceea ce faci. Sau să faci bine și după aceea el să râdă, să te batjocorească. Și binele acela să nu fie așa un bine oarecare, un bine care să te coste, să dai tot ce ai. Și Domnul Iisus a venit să-și dea viața. Și ei l-au bătut și-au bătut joc de el. Pilat a crezut că le moaie inima cu asta, l-a dus afară și a zis, iată, vi-l aduc afară, ca să știți că și nu găsesc nicio vină în el. Și l-au adus afară, plin de sânge, cu cununa de spin pe cap și cu haina de purpură, iată omul, i-a zis Pilat. Când l-au zărit preoții cei mai de seamă și aprozii, au început să strige, răstignește-l, răstignește-l. Oameni buni, oamenii aceștia cunoșteau Scripturile, oamenii aceștia l-așteptau pe Mesia, pe și ei trebuiau să-L cunoască. Dacă noi nu ascultăm de Dumnezeu, dacă noi nu avem părtășie cu Dumnezeu, așa cum spunea Dani, dacă nu avem devoșă, nu fiecare zi părtășie cu Dumnezeu, ajungem să luptăm împotriva lui Dumnezeu, inconștienți.
În loc să fim slujitori ai lui Dumnezeu față de cinci de casa lui Dumnezeu, suntem slujitori ai diavolului, față de ocară în casa lui Dumnezeu. Dacă nu suntem la îndemâna lui Dumnezeu, poate citim Biblia, cunoaștem Biblia, predicăm Biblia, cântăm sau cine știe ce facem și nu avem legătură cu Dumnezeu, o să ajungem să fim împotriva lui Dumnezeu. Preoții aceștia au strigat împotriva lui, răstignește-l. Și sunt atâtea de multe lucrurile, exemplele pe pagina Bibliei și pe paginile istoriei, în care oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și din copiii lui Dumnezeu au ajuns să fie o slujitor al lui Satan. Cel mai grăitor exemplu este Marx, care a fondat comunismul, este Hitler, care a fost o fiară, și alții care au fost creștini, au crescut cunoscând pe Dumnezeu și n-au stat în părtășie cu Dumnezeu, n-au avut devoșie, n-au ascultat de glasul lui Dumnezeu și au ajuns vrășmașii lui Dumnezeu. Diavolul însuși a fost un slujitor, un înger de lumină și a ajuns un înger de întuneric. Pentru că s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Preoții deci au strigat, răstignește, răstignește. Pilat a vrut cumva să se spele pe mâini, să se scape. Și a zis, luați-l voi și răstigniți-l. Eu n-am găsit nici o vină în el. Și ei spune, noi avem o lege. Și dreptate o apucă, nu zis. Și după legea aceasta, el trebuie să moară. Dar, pentru că plata păcatului este moartea, și el a venit să moară. Și marele preot a zis, este mai bine să moară un singur om pentru norod decât să moară pentru norodul. Și el nu știa ce spune. Dar el a prorocit pentru că era mare preot în anul acela. Iubiților, el a venit după Scriptură, după planul lui Dumnezeu, a venit să moară. Și a murit în locul nostru. Pilat, încă o dată, a încercat ca să-i dea drumul, dar iudeii au strigat. Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul, pentru că oricine se face pe sine împărat, este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, s-a speriat foarte tare. A șezut pe scaunul de judecător, dar iată un judecător nedrept. Că un judecător, pentru aceasta e justiția, să facă dreptate. El a proclamat și a spus, n-am găsit nici o vină în el. Dacă el era judecător drept, trebuia să spune, este liber. Pentru că n-am găsit nici o vină în el. Dar el a fost speriat. Când ei l-au amenințat și a spus, nu ești prieten cu cezarul, a stat pe scaunul de judecător. Preoții au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l. Să răstignezi pe împăratul vostru, le-a zis Pilat. Și ei strigă, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. L-au dat în mâinile lui, în mâinile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să îl răstignească. I-au pus crucea în spate. Și l-au urmat femeile și noroadele bocind. Noroadele care cu câteva zile înainte au strigat în Duminica Floriilor, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, binecuvântat este Împăratul lui David, de data aceasta au strigat, infiltrate de oamenii aceștia ai răutății, răstignește-l, răstignește-l. Printre ei erau ucenicii, și femeile care au urmat pe Domnul Iisus îl plângeau fără putere. Pentru că era vremea hotărâtă când Domnul Iisus a venit ca să împlinească ce trebuie împlinit. În locul nostru a venit și a fost abandonat. În locul nostru a venit și a suferit. A fost fălmuit. A fost sculpat. A fost bătut cu trestia. A fost bătut cu piciurile romane. Biciurile acelea din curele și aveau niște bolduri de fier când intrau în piele, când se smulgeau înapoi, se smulgea cu tot cu carne. Suferințele Domnului au fost nespuse mari, dar El a venit și a suferit în locul nostru. A fost dus la cruce, a fost pus pe cruce și acolo au strigat, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce, mântuiește-te pe tine și apoi mântuiește-ne și pe noi.